că unul dintre copiii ei rămași în România a avut un accident și că autoritățile spaniole nu o lasă să părăsească țara pentru că are o amendă neplătită de 500 de euro. Când unul dintre bărbații dispuși să o ajute îi cere să vadă amenda, femeia susține că nu mai găsește hârtia. Și, chiar dacă ar fi avut-o, legea nu o împiedică să se întoarcă în țară. Nu vorbim de 50 de euro. Înțeleg, dar eu nu te aie ca să pur, să plec, eu nu știu ai de capul meu. Monica se numără și ea printre românii pe care această femeie a încercat să-i înșele, dar și-a dat seama la timp că ceva nu e în regulă. I-am cerut numele copilului și am încercat să sun la spital să verific într-adevăr informația. Sunând acolo, mi s-a spus că nu există un astfel de copil. Cu asemenea povești inventate au fost păcăliți în ultimele luni mulți români care muncesc cinstit în Spania, Italia, Germania și Marea Britanie. Este un fenomen, nu este un caz izolat. Ei încep să sune în primul rând asociațiile, pentru că știu că asociațiile ajută oameni, apoi bisericile, după care încep să sune românii în general. Dacă și dumneavoastră primiți un telefon de la un român stabilit în străinătate care pretinde că trebuie să se întoarcă urgent în țară, fiindcă o rudă a avut un necaz, nu vă grăbiți să-i dați bani. Cereți întâi mai multe informații și apoi verificați dacă sunt adevărate. Altfel, puteți fi victima unui escroc. Raluca Știrbeț, Pro TV. Se demonstrează încă o